Indiferent care este motivul pentru care trăiești în trecut, fie pentru că ai avut o experiență extraordinară, fie una traumatică, primul lucru care te poate ajuta să te eliberezi este acceptarea felului în care această atitudine te influențează să conștientizezi cât de mult îți dăunează. Dacă am avut o relație în care ne-am simțit iubiți, am iubit sau nevoile și dorințele noastre au fost satisfăcute sau dacă pur și simplu am avut o relație care a trezit în noi cele mai intense emoții și sentimente, vom avea tendința de a ne întoarce acolo pentru că mintea noastră să se poată hrăni în continuare cu amintirea plăcerilor din acele momente. Nu ne vom focaliza pe ceea ce nu a fost bine, pe trăirile noastre de tristețe, deznădejde, disperare sau nefericire, deși mai devreme sau mai târziu inevitabil vom aleneca și în acea direcție. În loc de a ne trăi prezentul și a căuta să facem pace cu ceea ce a fost, ne vom canaliza cea mai mare parte a energiei noastre înspre trecut. De ce facem asta? Pentru că încercăm să obținem un anumit confort emoțional privind trecutul prin filtre roz, omițând astfel adevărata natură reală a acestuia. Cum ne putem elibera de fantasmele relațiilor din trecut? În primul rând, pentru a accepta și a face pace cu faptul că o relație s-a încheiat, este important să încerci să privești acea relație exact cum a fost ea, să fii sincer cu tine, să nu te mai autoiluzionezi că a fost altfel decât a fost de fapt. Apoi să încerci să observi ce anume te-a învățat acea relație. Orice relație poate reprezenta un prilej de autocunoaștere, dar și de evoluție personală. Uneori, ceea ce ne leagă de alți oameni poate veni dintr-un spațiu al lipsei, al nevoii, al temerilor și al rănilor noastre. Plângem după o relație, fie ea și toxică, fără să realizăm că ceea ce ne-a adus în acea relație a venit dintr-un spațiu al nevindecării. De exemplu, suntem victime și căutăm inconștient agresori sau avem o credință inconștientă că nu merităm să fim iubiți și ajungem să căutăm exact acele persoane care să ne confirme că într-adevăr nu merităm să fim iubiți. Alteori, ceea ce ne aduce împreună sunt punctele noastre comune. Descoperim faptul că avem credințe, principii, valori, planuri de viitor similare, compatibile. Însă cu timpul putem ajunge să evoluăm diferit, să ne schimbăm și atunci firele care ne uneau ajung încet încet să se subțieze până când se rup definitiv. Iar asta ne ajută pur și simplu să ne cunoaștem pe noi mai bine, să înțelegem că în acea perioadă din trecutul nostru, relația respectivă s-a potrivit perfect vieții pe care o trăiam atunci. Relatează UrsulaSender.com.